Eu am dat 6 luni în comă. Deci 3 luni în comă pe stare vegetativă, 3 luni în comă normal. Absolut toată lumea îmi spunea că o să mor. Și acum îmi spune că sunt minunea de a terapie intensivă. Că mie mi-a fost rupt pielița dintre creierul mic și creierul mare. Și ambele emisfere, emisfera dreaptă sau ciocnii de emisfera stângă. Spune că mi-am murit în 2016. Mm-hmm. Și eu am avut accident în 2018. Mm-hmm. Și eu când am intrat în comă, am visat-o pe bunica mea. Mm-hmm. Am visat că eram cu ea. Nu știam culori, m-am învățat culori, m-am învățat să mănânc, să stau în fund. Că nu știam să stau doar întins. Eram undeva întins în pat în spital. Nu știam ce se petrece cu mine. Și am spus mama că mama era în salon cu mine. Mama era așa gen cum ești tu și eu eram în pat, mm-hmm. întins. Și am spus mama, ce lungă a fost vacanța asta.